Transformă creioane și mere în adevărate opere de artă. Un tehnician dentar din Timișoara sculptează în mină de creion, creează tablouri din sare și piper și face portrete în măr roșu. Ca să facă artă, tânărul are nevoie doar de un instrument medical. Pentru sculpturile mele de creion folosesc bisturiu. Am două bisturie, unul cu lama ascuțită și unul care m-a ascuțit eu special ca să, intru în... în interior. Dacă am, de exemplu, să fac ceva detalii foarte minuscule, cu ala pot să intru pur și simplu în interior și să scobesc. E ceva unic. Mie mi-a plăcut să fac totdeauna... Deci nu am vrut să rămân doar la stadiu de grafit. Deci să fac doar desene în grafit, picturi sau doar simple sculpturi. M-am gândit să totuși să abordez și ceva mai unic. Tânărul și-a descoperit latura artistică în copilărie și de atunci experimentează. A rupt 10 de schițe, a făcut bucăți numeroase creioane și mere în focul creației și a sculptat până la epuizare, dar niciodată nu s-a dat bătut. Asta pentru că cineva a crezut în el. Când eram la grădiniță, cred că aveam vreo 5-6 ani, ceva de genul, de acolo undeva, și îmi plăcea foarte mult să modelez în plastelină. A venit educatoarea la mine și zice, uita și... A zis că Vlad, zice, tu o să ajungi un artist foarte mare. Lui e un talent nativ. Adică și tatăl meu și el pictează, desenează. Vlad Toma Lupașcu lucrează pe comandă pentru prieteni. Își vinde lucrările cu prețuri modice și spune că în România nu se poate trăi din artă. Cu toate acestea, tânărul îi încurajează pe cei care au hobby-uri artistice să nu renunțe la visurile lor.